Parohia Slon din județul Prahova a desfășurat zilele trecute cea de-a patra ediție a școlii de vară Sfântul Ierarh Nicolae, la care au participat 52 de copii. Tema de anul acesta a fost înțelepciunea bătrânilor, călăuza tinerilor. Activitățile s-au desfășurat cu ajutorul la 8 voluntari. Copiii au aflat despre minunile Maicii Domnului, au învățat să se roage prin cântare și au înțeles de ce este important să fim aproape de persoanele vârstnice. De asemenea, au descoperit tainele picturii de icoane și peisaje, au fost antrenați în jocuri de atenție și au fost îndrumați spre scrierea, vorbirea și citirea corectă. Lucrând în echipă, cei mici au realizat proiecte despre sfinții imnografi și melozi, pe care apoi le-au prezentat, dezvoltându-și astfel competențele de comunicare. La ateliere, copiii au pregătit mici daruri atât pentru bunicilor, cât și pentru cei ai satului, vizitându-i pe aceștia însoțiți de părintele paroh Adrian Florin Popa. Copiii au fost răsplătiți la finalul școlii de vară cu diplome și daruri.